Claudiu Mihălceanu a câștigat al doilea mandat de primar al comunei Germata. Deși lupta pentru administrația locală a fost una strânsă cu mulți contracandidați, cetățenii au votat iar candidatul PNL a obținut cele mai multe voturi. Așadar, Germata și Cerneteaz l-au ales pe Claudiu Mihălceanu. Prin proiectele deja demarate în anii trecuți și care vor continua în actualul mandat, edilul va contribui la creșterea calității vieții cetățenilor pe termen lung, nu doar pe câțiva ani. În primul mandat, Claudiu Mihălceanu a pus accent pe proiectele urgente de infrastructură, dar nu s-a oprit aici. A realizat investiții majore în dotarea școlilor și grădinițelor, precum și în cultură sau sport, pentru că viitorul comunității depinde de calitatea educației, de accesul la cultură și de oportunitățile de dezvoltare fizică și mentală pe care le oferă copiilor. Educația, cultura și sportul sunt fundamentul pe care se clădește viitorul, iar Claudiu Mihălceanu a înțeles asta. Astfel a implementat pentru copii cele mai bune condiții pentru a învăța și a se dezvolta armonios. Claudiu Mihălceanu a reușit alături de echipa sa, pe care spune că a format-o din oameni profesioniști, onești și de bună credință. Alături de echipa PNL, Edilul va duce la bun sfârșit toate proiectele.